se va colinda. Sper că v-am și încântat, nu doar cântat. Și v-am spus așa la mulți ani prin cântec. Dragi elevi, profesori, sportivi, antrenori, stimate autorități, așa cum ne-a obișnuit, Consiliul Județean Bacău recompensează și încurajează performanța. Acesta este motivul pentru care astăzi suntem împreună la acest eveniment, în cadrul căruia ne-am propus să premiem și să aplaudăm la scenă deschisă, așa cum spuneam înainte, performanța. În sala Filarmonicii Mihail Jora vor fi premiați sportivii și antrenorii din județul Bacău, care au obținut în anul 2022 rezultate deosebite la competițiile naționale și internaționale. De asemenea, elevii meritoși, care au obținut media 10 la examenele de evaluare națională și bacalaureat, respectiv premiile 1, 2 și 3 la olimpiadele școlare, faza națională și internațională, în anul școlar 2021-2022, vor urca astăzi în scenă pentru a fi răsplătiți pentru acest efort care nu este deloc mic. Valoarea totală a acestor premii care astăzi se acordă este în valoare de 525.000 de lei, din care 375.000 de lei sunt acordați pentru 257 de sportivi. Iar 150.000 de lei sunt acordați pentru 63 de elevi. După ce o să primiți aceste diplome, vă rugăm să vă îndreptați spre camera de protocol care se află aici în hol pe partea dreaptă pentru a vă primi premiile în bani. Crezul domnului președinte al Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, este că viitorul nostru, copiii și tinerii, trebuie recompensați pentru performanță și susținuți să își urmeze visele. Așadar, vreau să-l invit pe scenă, alături de mine, pe președintele Consiliului Județean Bacău, domnul Valentin Ivancea. Am venit cu microfonul meu, să știți. Mă bucur că sala e plină. Bine ați venit la Ateneu. Întâi vreau să felicit ansamblul Busuiocu pentru faptul că de fiecare dată reușește să ne încânte. Și vreau să mai fac un anunț. Pe 27 vă așteptăm un număr cât mai mare la Alaiul Datelor. Și cred că după o întârziere de 2 ani de zile, pandemia, și știți foarte bine ce ani grei au fost și mai vin, probabil. Busuiocu reușește, împreună evident cu Consiliul Județean, să organizeze Alaiul Datelor. Felicitări încă o dată! Mulțumesc pentru o prezentare, Georgiana. Eu am să încerc să fiu mai puțin protocolar. Avem în sală profesori, antrenori, dar în primul rând copii. Avem generația viitoare. Și vedeți că, așa cum scrie pe sigla din spatele meu, investim acum, construim pentru viitor, se referă în primul rând la voi, care sunteți generațiile care ne urmează. Sunt doi piloni extrem de importanți. Dacă vrem să dezvoltăm, trebuie să investim în învățământ și nu în ultimul rând în sport. În sala, în formă de sală. Ca să ai o minte sănătoasă, trebuie să ai un trup sănătos. Iar faptul că în sală, văd sala necăpătoare, iată că județul Bacău are mulți performeri și în sport, și în învățământ. Cele două
merg mână în mână. Ca atare, nu este un... Este obligația noastră să premiem sportivii și cei care fac performanță în învățământ. Vă felicit, dragi copii, felicit și profesorii, și antrenorii, și directorii de școli care sunt prezenți aici. Nu vreau să vă țin mai mult, pentru că vreau să înceapă premierea și încercăm să fim extrem de operativi. Ca atare, vă felicit încă o dată și vă doresc mult succes în continuare și în condițiile în care dumneavoastră, dragi copii, mergeți tot așa, sunt convins că veți avea și câștigă viitor. Veți reuși să construiți. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și vreau să felicit echipa tehnică de la Consiliul Județean care s-a ocupat de organizare și nu în ultimul rând consilierii județeni, o parte prezenți în sală, o parte au fost prezenți ieri la vot. Vă mulțumesc încă o dată! Va oferi premiile pentru elevii meritoși din județul Bacău, care au obținut media 10 la examenele de evaluare națională și bacalaureat și rezultate deosebite la olimpiadele școlare, faza internațională. Așadar, să începem premiile. Dar să încerc să fiu la extrem de operativ. Da. Evaluarea națională pe anul 2022. Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești. Abaza Elena Riara, Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești, media 10 la evaluare națională 2022. Vă rog, am să invit pe cineva ca să fie operativ. 2. Abrămescu Tudor, Școala Gimnazială Spiru Haret, Bacău. Media 10 la evaluare națională 2022. 3. Elisa Mara Nicoleta, Școala Gimnazială George Bacovia, Bacău. Media 10, la evaluarea națională 2022. Colțănel Ilinca Teodora, Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, Bacău. Media 10, la evaluarea națională 2022. Școala Gimnazială numărul 10, Bacău. Dornescu Dragoș Ștefan, Școala Gimnazială numărul 10, Bacău. Julevie Ștefan, Școala Gimnazială numărul 10, Bacău, Andrei Media 10. Vă rog, haideți gimnazială. Școala Gimnazială Milon Costin, Bacău. Ispănoaie Andreea Alexandra, Media 10, Bacău, 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 Bacău. Morozan, Daria Georgiana, Școala Gimnazială Mihai Drăgan, Bacău. Scărlat Alexandru Ioan, Școala Gimnazială Dr. Alexandru Șafran, Bacău. Lungu Mihai Adelin, Colegiul Național Gheorghe Brânceanu, Bacău, Media 10. Mergușcă Daniela, Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica, Comărești, media 10, la bacalaureat. Am uitat să precizez că acum pagina, începând cu domnul cu Lungu Mihai Adelin, media 10 la bacalaureat. Mihalate Miruna Valentina, Liceul Teoretic Spiru Haret Voinești, media 10, bacalaureat 2022. Urmează Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești, Petra Bogdan Vasile, Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești, media 10 la bacalaureat. Zărnescu Cristina, Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești. Vă mulțumesc și haideți să urmăresc lucrurile. Acum să știți că eu nu mă cunosc. Abaza Elena Riana. Avrămescu Tudor. Și păr bogata Iona. Fădiță Maria Nicoleta. Colțănel Ilina. Dornescu Dragoș Ștefan. Julevie Ștefan. Ispăsoaie Andreea,
Morozan Daria Georgiana, Scarlata Alexandra, Lungu Mihai Adelin, mama, felicitări, știu că felicitări încă o dată pentru lucru. Merlușca Daniela, Romul Francesco, Mihalache Miruna Valentina, Petra Bogdan Vasile, perfect. Zelnescu Cristina, dar o cunoști, da? Sfântantă, da, trebuie să trecem la altă categorie. La altă categorie, da. Mulțumim, domnului. Mulțumim frumos și continuăm, bineînțeles, premierea noastră de astăzi și vreau să invit în scenă pe prefectul Lucian Bogdănel împreună cu consilierii județeni Egarmin Ana Maria și domnul Burzu Ilie pentru a oferi premii care au obținut rezultate deosebite la Olimpiadele Școlare Baza Națională. Vreau să mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean Valentin Ivancea, bunul meu prieten Valentin Ivancea, pentru invitația cordială de a participa la această gală și totodată să-i mulțumesc pentru efortul depus pentru a reuni sub cupola Ateneului atât pe cei mai meritoși dintre elevi, cât și pe cei mai importanți și meritoși dintre sportivi. Pare acum îți mărturisesc că aveam și o minte la adagiul latin Mensana in corpore sano, însă pentru că l-ai rostit-o înainte, practic, o să-mi simplific și mai mult speech-uri, însă trebuie să remarc și să pun accent pe faptul că, într-adevăr, educația și sănătatea merg mână-mână și că atât voi, elevi și sportivi, cât și profesori și antrenori, sunteți exemplu viu, grăitor, că prin muncă susținută, poți ajunge la performanțe nebănuite. Și sunteți un exemplu pentru noi toți, inclusiv pentru noi cei care ne aflăm pe scenă. Vă felicit pe toți pentru treaba asta. Și felicitări! Președinte, cât trebuie să premiem întâi faza internațională a Olimpiadelor Școlare. În același timp și în calitate de consilier județean, dar și în calitate de inspector școlar general, vreau să spun și eu felicitări și pentru școală și pentru învățătură. Pentru că v-ați mobilizat forțele de-a lungul timpului să ajungeți aici. Felicitări dragilor mei colegi, este un efort comun al elevului, pentru că până nu dai de elevul dispus să dea totul, nu prea cunoști performanța ca profesor, antrenor, ca didact în general. În același timp, fără părinți care să așeze așa pe un traseu corect, în mod constructiv, judecând acestea mai corect, fără părinți care să își așeze copilul pe acest traseu constructiv, nu ajungem la performanță. Felicitări! Mulțumesc frumos! Să știți că toate felicitările sunt ale dumneavoastră.
Noi suntem constatatorii performanței noastre și cred că așa este firesc, pentru că fără dumneavoastră noi nu aveam ce spune astăzi. Felicitări tot dată! Să dau citire! Olimpiada școlare, faza internațională. Sfântâncă, Strugariu Teodora, Colegiul Național Vasile Alexandrii, premiul 1, Olimpiada Internațională de Limba Germană Modernă. Felicitări! Sfântâncă, mă scuzați. Colegiul Național Ferdinand Bacău, Pădureanu Teodor, Colegiul Național Ferdinand, medalia de argint, Olimpiada Internațională de Chimie. Colegiul Național Gheorghe Brânceanu Bacău, Grosul Teodor, medalie de bronz, Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică. Felicitări! Haideți, mamă! Gavi, mă gândi și numele mea, nu stâng, vezi că am un încărcător. Cum e camera la încărcătorul? Că nu mai am baterie, nu-mi fac telefonul. De la spate. Acolo e. Dă-mi coace. Mulțumim. Trecem spre ceea ce înseamnă rezultatele foarte, foarte bune, primile 1, 2 și 3 la faza națională a Olimpiadelor Școlare. De data aceasta vom aborda premiile pe unități de învățământ. De la Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu avem următoarele premii. Premiul întâi, Olimpiada Națională de Religie Catolică, Ardei Cristian Mihai. De asemenea, premiul al doilea, tot de la Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, premiul al doilea, am spus, Olimpiada Națională de Religie Catolică, Parvaș Denisa Lucia. De la Colegiul Național Grigore Moisil Onești.
premiul întâi Olimpiada Națională de Limba Rusă Modernă, Burduja Sabrina. Pentru a treia Olimpiada Națională de Tehnologie a Informației, Constantoiu Cezar. Și pentru a treia Olimpiada Națională de Limbi Romanice, Tofan Irina. Felicitări! De la Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu Bacău. Busuioc Maria, premiul întâi Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă. Busuioc Maria Teodora, de data aceasta, premiul întâi Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă. Premiul întâi Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română și, de asemenea, premiul întâi Olimpiada Națională de Limba Latină, Lungu Mihai Adelin. Busuioc Maria, Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu, de la același colegiu, premiul al doilea de data aceasta, la fel de meritoriu, pe la Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă, pe echipă. Doniș Eduard Ștefan, premiul al doilea Olimpiada Națională Interdisciplinară Științele Pământului. Tabita Bianca Elena, premiul al treilea Olimpiada Națională de Limba Latină. Felicitări celor de pe scenă, felicitări celor care au ajuns pe scenă, dar ajung, îi așteptăm. Pe copii sau pe părinți, în cazul în care copiii sunt studenți. Cuvintele, va spune și domnul consilier județean Emilie Bârzu. Mulțumesc că doamna inspector general. Sunt bucuros că văd sala plină, chiar plină. Ne cerem scuze pentru cei care sunt în picioare, dar cu siguranță, domnul președinte, la anul trebuie să facem la Teatru de Vară, cu siguranță vor fi premii și mai multe, mai valoroase. Și este un semn bun pentru comunitatea corpoană, pentru performanțele care le faceți voi, dragi elevi și dragi sportivi. Este meritul vostru pentru ceea ce ați reușit. Ne reprezentați cu cinste la nivel național și internațional. Pentru mine este o mare bucurie, pentru că, în afară de ceea ce am spus, am fost și inițiator la proiectele pe educație și vreau să vă spun că, indiferent de culoarea politică, toată lumea a fost de acord și a votat aceste proiecte, pentru că educația și sportul nu trebuie să aibă o culoare politică. Vreau să vă mulțumesc, să vă felicit încă o dată și cu siguranță veți scrie istorie și veți face schimbarea în bine a comunității noastre. Și peste tot unde mergeți în lume, să mergeți cu tricolorul românesc. Cu siguranță, România are reprezentanți de nădejde prin dumneavoastră. Felicitări și la mulți ani, dragi elevi, și să-ți mulțumesc pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos, domnule Continuăm. De la Colegiul Național Ferdinand I, Bacău. Floarea Alexandra, premiul întâi Olimpiada Națională de Creativitate Științifică. Același premiu. Gabriliu Călin Petru.
La fel, Măgirescu Sofia, vă așteptăm pe scenă, vă rugăm. Răznic Justin și Sculberg George. Și premiul al treilea, Olimpiada Națională de Religie Catolică, Talas Daria Victoria.
de la Școala Gimnazială numărul 10 Bacău, premier al doilea Olimpiada Națională Educație Tehnologică și Aplicații Practice, Niță Ioana Rebeca. Fericită, mulțumim. De la Școala Gimnazială George Enescu Moinești, premier al treilea Olimpiada Națională de Religie Catolică, Baciu Diana. Asociația Club Sportiv de Călărie Rarăul Bacău, Asociația Club Sportiv Karate Tradițional Omozorul Bacău, Club Sportiv CSM Moinești, ACS Nord-Est Bacău, Asociația Sportivă și de Tineret Boxing Club Sportiv Bacău. Mulțumesc, Georgiana, pentru că avem, uitați ce teacă de diplome avem. Am să invit pe scenă de la Asociația Club Sportiv de Călărie în Rău Bacău, Sava Găină Maria, finala națională în teritoriul de Rebelie, Piatra Neamț 2022, făcut unul național. Felicitări, Maria! Unde e? Unde e? Pântea Albert Iulian, Călărie, concurs internațional, sărituri pentru obstacole CSI întâi. Duca Rareș, finala națională criteriu copiilor, copiii 3-3, 2022.
Și Erhan Silviu Corneliu, sper că este în sală, chiar vreau să-l salut, că l-am văzut de foarte mult timp. Pentru performanța cea mai valoroasă realizată din 2020. Îmi pare bine să vă revedem. Țineți în viață un sport extrem de prețios pentru noi. Asociația Club Sportiv Karate Tradițional OMO Zuru Bacău. Spulger George, finala campionatului național de karate tradițional Burela 2022, locul 1 național. Trebuie să am grijă. Stanciu Riana, finala campionatului național de karate tradițional Burela 2022, locul 2. Și revin în scenă și pe prietenul meu, în primul rând, și unul dintre mari sportivi ai României, Schmalberg Ierdăruț, locul național. Dăruțe, felicitări! George, te menții în top. Riana, felicitări! La revedere și să ne vedem la nou tot cu lucrul. Mulțumesc pentru o dată și felicitări! Club Sportiv CSM Băinești! Urzica Sergiu Constantin, turneul internațional Ian Cup. Vă rog. Ciocan, Ian. Mihai, pentru performanța cea mai valoroasă realizată în 2022. Locul 1 și primul și al doilea, locul 1 internațional, locul 1 internațional. Felicitări. Urzica, da? Felicitări, felicitări. ACS Nord-Est Bacău, Lucaci Alin Marian, sportiv șah, campionat național, echipe mixte, locul 1 național. Felicitări. Și negruți, Jelica, antrenor, pentru performanța cea mai valoroasă realizată în 2022, locul național. Felicitări și artistele! Felicitări, domnul profesor! Felicitări încă o dată! Asociația Sportivă, mulțumim frumos, da? Asociația Sportivă și de Tineret Boxing Club Sportiv Bacău, Paraschiveanu Iulian Cătălin, box, Campionatul Național de Box 2022, locul 2 național. Și Ciocan Ioan Marius, antrenor, pentru performanța cea mai valoroasă realizată în 2022, locul 2 național. Felicitări! Felicitări, domnul! Unde este elevul dumneavoastră? Cerești și felicitări! Mai avem ceva? Mulțumim și eu! Mulțumim domnului președinte Valentin Ivancea pentru aceste premii și felicitări tuturor celor ce au urcat. Continuăm, bineînțeles, și invit în scenă alături de mine pe consilierul județean Adrian Gavriliu pentru a oferi premiile pentru sportivii legitimați la Clubul Sportiv Știința Bacău. Bună ziua! Vreau să-mi felicit și eu pe domnul președinte pentru că am trecut pe vremea aceasta premia sportivii tot în această sală. Ne-a promis că va schimba regulamentul
pe premiere și domnului Frăghile, să ați de cuvânt. Așa față de regulă. Susținerea sportului din municipiul Bacău este neapărat apanajul Consiliului Județean. Cu atât mai mult apreciem implicarea Consiliului Județean și a domnului președinte. Nu este o sumă revizorie, aproape 100.000 de euro, pentru că sunt și sport, sunt doar niște bani. Ceea ce arată că este un inventor de sport și un consumator de sport. Am să citesc acum lista sportivilor de la secția de atletism și badminton și karate, la Club Sportiv Știința Bacău. Vă rog și pe doamna Anca Egan, dacă poate să mă ajute, că nu este străină de secția de atletism. Bomoroș Paul Adrian, campion național la 5 km de Brașov. Dima Alexandru, Georgian, concurs internațional la Ivan Petrov. Panaite Elena Adelina, concurs internațional la Ivan Petrov. Andreea Alina, campionat balcanic, Ergare Montana. Ștefu Lucian Băiță, concurs internațional cu OMV Petrom. Ștefu Alexandru Gabriel, tot concurs internațional Petrom. Bădan Lorenzi Daniel, campionat național de cross și tineret Botoșani. Viziteu. Nu că m-a alergat vreo 2 ani pe mine. Visiteul Loredana, campionatul național de 5 km. Alexe Cristina Ioana, campionatul național de 5 km. Ciobotarul Robert, s-au sântit vincit de la Tempis, nu? Păi bine, felicitări. Puteți să trecem la urmă. Secția badminton, Ciobotarul Robert, Cupa României, locul întâi. Cojocarul Daniel, campionatul național de seniori. Milu Maria Luiza, campionatul național seniori echipe, locul întâi. Milon Alexandra Gabriela, Cupa României 2022. Crăciunul Robert Ștefan Mihnea, Cupa României. Constantinos Albert Cristian, campionatul național senior pe echipe. Ivan Andrei Cristian, campionatul național tineret echipe. Gânga Paula, campionatul național senior echipe. Gânga Vlada, de asemenea campionatul național de tineret. Deci Gânga Paula și Gânga Vlada. Și antrenor Milon Bogdan Traian, pentru performanta cea mai valoroasă realizată în anul 2020. Bogdan e cântă ceva. Bogdan e cântă ceva. Felicitări! Secția de karate. Studiraș Radu Alexandru, campionatul mondial, spun 2020 de locul 1 mondial. Este în sală? Rubitschi Andra Rusandra, campionatul mondial. Spun, campionatul mondial. Escadă. Escadă de UN. Nu știu Landes, Isabela Elena, campionat mondial de pesca de lână.
Ștefan Vlad Constantin, campion de european de Ștefan. Dumitru Bianca Alina, campionatul mondial de Ștefan. Ciubăr Ștefan Mădălin, e vremea, Ciubăr. Mihai Cristian Gabriel, campionat mondial SKDUM, locul 1 mondial. Crăcea Luca Andrei, campionat mondial SKDUM. Și Login Adrian, pentru performanța cea mai valoroasă realizată în competiții în 2020. Felicitări și la mulți ani! Acum în scenă pe vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Gelu Campil, pentru a acorda premiile pentru sportivii legitimați la Clubul Sportiv Municipal Bacău, secția Atletism și secțiile Judo și Lupte. Bună ziua tuturor! Stați-vă cu inimii să felicit pe toată lumea, tot timp că vorbim de elev, sportiv, antrenor sau profesor, felicitări tuturor. Nistor Emma Ioana, campionatul național de copii atletici, locul 2 național. Negulescu Amelia Ioana, atletist, campionatul național de sală, locul 2. Felicitări Daia, campionatul național de atletism, locul 2 național. Aștepănoaie Delia Ioana, campionatul național de atletism, locul 1 național. Care este un patru? Jercălău Teodora Mihaela, pentru performanța cea mai valoroasă realizată în competiția națională, locul 1 național. Margasoiu Tudor Mihai, campionatul național de atletism, locul 2 național. Munteanu Mihaela, campionatul național de cross, junior under 16, locul 1 național. Moldoveanu Simona Elena, campionatul național cross pentru juniori, locul 1 național. Gorgan Camila Carmina Mihaela, pentru performanța cea mai valoroasă realizată în competiții naționale. Locul 1 național. Manolache Nicoleta Eliza, campionatul național de cross junior, locul 1 național. Destul de mult și... Haideți să dăm timpul pentru acest loc de performanță. Felicitări tuturor încă o dată! Mergem mai departe. Maxim Mara Elenia, campionatul național de marș, locul 2 național.
Bronze Tudor Cătălin, atletist, competiție internațională, Cupa la Rău, volum locul 2, internațional. Plăcintă Alexia Maria, campionat european copii, Cehia, locul 3 european. Strada Maria Mădălina. Pentru performanța cea mai valoroasă realizată în 2022, locul 2 european. Soare Nicolae Alexandru, campionatul internațional de semi-maraton, senior, locul 1 internațional. Apostol Federica Gabriela, campionatul național de tineret, în 2022, locul 1 național. Balaban Aura Petronela, pentru performanța cea mai valoroasă realizată în competiții internaționale 2022, locul 1 european. Eu zic să trecem la judo, mulțumim frumos! Mihai Giulia Elena, campionatul național, locul 1 național. Este vorba despre judo, da? Patea Ana Lucia, campionatul național de judo, locul 2 național. Angel Matei Teodor, campionatul național de judo, locul 3 național. Vă rog să postiți în cer. Lucru Mărina Elena, campionatul național de judo, locul 2 național. Ciobanu Mario Nicolas, campionatul național de judo, locul 3 național. Și antrenorul Crucianu Dorin Mihaiu, pentru performanța cea mai valoroasă, în dată în competiția de antrenor în locul 1 național. Felicitări tuturor! Mulțumim! Trecem la lupte. Șarban Luca Ștefan, finala campionat național, junior 4, locul 2 național. Bezărău Darius Andrei, finala campionat național, junior 4, locul 3 național. Botez Igor Andrei, campionat național individual senior under 23, locul 1 național. Manolache Florin Ionuț, campionatul național individual lupte, Odorgheiu Secuiesc, locul 1 național. Draga Dragoș Gabriel, campionatul balcanic under 17, locul 1 național. Internațional, scuze. Nereuță Ionuț, campionatul balcanic, locul 1 internațional. Enăchescu Alberto Marian, campionatul balcanic, locul 1 internațional. Cosma Costel, Cupa României, locul 3 național. Carai Narcis, campionatul național individual junior 4, locul 1 național. Carai Kevin Constantin, campionatul național individual junior 4, locul 3 național. Scânteie Denis Marian, campionatul național individual, under 17, locul 3 național. Botez Mihai, antrenor pentru performanța cea mai valoroasă realizată în anul 2022, locul 1 internațional. Și de asemenea, Botez Mihai Rinel, tot antrenor, aceeași performanță. Felicitări tuturor după dată! Mulțumim! Mulțumim și noi, felicitări tuturor celor premiați! Iar în continuare, invit în scenă consilierii județeni Silviu Bravăț și Diana Poșa,
pentru a acorda premiile pentru sportivii legitimați la Clubul Sportiv Municipal Bacău, secțiile Haltere și Kickbox. Bună ziua tuturor! Mulțumesc, domnule președinte, pentru onoarea de a lua aceste premii. Felicitări elevilor, felicitări părinților și felicitări antrenorilor și domnilor profesori. Scuzați emoția când văd pe tatăl și din loc, nu știu de ce m-ați înțat pe mine. E o hinte, o loc, este o... Las și... Mulțumesc! Club Sportiv Municipal Bacău, Haltere Kickboxing, Nana Ionela Simona, la campionatul național de locul 1, Cupa României Onești 2022. Bană Adriana Cosmina, locul 2, Orocan. Ilie Ionuț, locul 1 național. Davidulce Gabriela Valentina, locul 1 național. Halmat Alice Magda. Burlacu Dragoș Petru, locul 3 național. Alice Magda, locul 1 național. Năstase Claudiu Andrei, locul 1 național. Campionatul național și locul 3, la Brașov, locul 22. Tot la Haltere, Volcă Lucian Ștefan, locul 1 național. Bucur Mădălina Georgiana, locul 2 național. Toma Ricardo Andrei, locul 1 național. Călin George, locul 2 european. Și domnul antrenor Călin Doan, locul 2 european. Vreau că la noi să ne revedem cu toate aceeași scenă. Sau la rând de bani. La kickboxing, Brănișteanu Blănuță Alexandru, locul 2 național, la Cupa României Junior Constanța 2022. Bosnea Neculai, locul 2 național. Bilbucan Cezar Matei, locul 1 național. Ioan Sărbăt. Calimac Ștefan Cosmin. Locul 2 național. Cojocaru Nicolas Andrei, locul 2 național. Local
Radu Alexandru Ștefan, locul 3 național. Roman Bogdan Mario, locul 1 național. Sava Nasim Bogdan, locul 2 național. Cunaru Ștefan, locul 1 național. Și în ultimul rând, domnul Matare Dorinel, antrenor, locul 1 național. Campionatul național
sau Geamă Fred Daniel. Thank you.
Ana Maria, campionatul național U17, locul național. Mihai Denis Florian, campionatul mondial Bulgaria 2022, locul 2 mondial. Cojoc Vasile. Cojoc Vasile Daniel, campionatul național senior, Reșița, locul 1 național. Iurașcul Leonard Petru, campionatul național senior, Reșița, locul 3 național. Dosoptei Vasile Alexandru, campionatul național senior, locul 1 național. Cosma George Lucian, campionatul național 20, locul 3 național, Târgu Mureș 2022. Cosma Florin Teodor, campionatul național 20, locul 2 național. Cojocari Gheorghe, Gheorghe, campionatul național 20, locul 3 național. Vladimir Vesman, campionatul național 20, locul 3 național. Solomon Alexandru, campionatul național U20, locul 1 național, Reșița 2022. Ignatescu Nicolae Gavril, campionatul național U17, Odorhiu Secuiesc 2022, locul 1 național. Ambrosie Robert Ionuț, campionatul național de juniori sportiv lupte Târgu Mureș. Ienășel Denisa Larisa, campionatul Balcanic U15-2022, locul 1 internațional. Antuca Giana Lavinia, campionatul național senior, locul 2 național Cluj-Napoca 2022. Ienășel Alexandra Cristina, campionatul național U17, locul 2 național Odorhiu Secuiesc 2022. Șarban Ion, pentru cea mai performantă și cea mai valoroasă realizată, performanță realizată în 2022, locul 1 național. Buducare Ion, pentru performanța cea mai valoroasă realizată în 2022, locul 2 mondial. Matache Cătălin, pentru performanța cea mai valoroasă realizată în 2022, locul 1 național. Și Dociu Victor, pentru performanța cea mai valoroasă realizată în 2022, locul 1 internațional. Vă rog. Felicitări în aplauze de noastre. Vă mulțumim frumos! Deci se acordă în limită și cele pe domnul Lențeanu, peste el care își cunoaște. Antrenor atletism, Sport Club Municipal Bacău, pentru performanța cea mai valoroasă realizată în competiție în 2002, locul 1 național. Felicitări, domnul Lențeanu. Vă aștept. Pentru că invit alături de dumneavoastră pe Silul Bravăț, veți oferi premiile pentru sportivii legitimați la Sport Club Municipal Bacău, secțiile înot și sărituri în apă. Domnul Bravăț, vă rog eu frumos, haideți în partea dreaptă ca să putem invita Cosma Ștefan, campionatul mondial Peru 2022, locul 1 mondial. Poșa Petra Isabela, campionatul național în lot, locul 2 național. Stefura Ingrid, campionat național în lot, locul 2 național în Târgoviște 2022. Matei Leonardo, campionat național Bacău 2022, locul 2 național.
locul 3 național. Adam Robert, campionatul național în lot, locul 1 național. Borcea Robert Nicolae, campionatul național în lot, locul 1 național. Tică, sau sper că n-am greșit, Tică Ștefan, în lot campionatul național de azi 50 de metri, locul 3 național. Geleu Mitrea Constantin, campionatul național bazin, 50 de metri, locul 3 național. Cojucaru Flavius Constantin, sportiv în lot, finala națională Cupa României, locul 3 național. Nu văd părul tău, să știi. Dar stai așa, stai, îți ridicios. Mistrineanu Iustin, campionatul național, bazin 50 metri, locul 1 național. Crisco Cucareș, Cupa României, locul 1 național. Jitariu Sabin Iulian, pentru performanța cea mai valoroasă realizată în 2022, locul 1 național. Felicitări! Și îl invit pe domnul Galeriu Nuno Tiburel, Galeriu Ovidiu, antrenor pentru performanța cea mai mare noastră, realizată în 2022, locul mondial. Vă mulțumim, vedeți că am depășit granițele naționale. Felicitări încărate și vă doresc tot timp de bine. Săritori în apă! Campionatul Național de Sărituri în apă, Bacău 2022, locul 2 național. Cosma Cătălin, Campionatul Național de Sărituri în apă, locul 2 național. Iacob Teodora, Campionatul Național de Sărituri în apă, locul 1 național. Bărbuța Larisa, Campionatul Național de Sărituri în apă, locul 1 național. Tăteraș Daria, Campionatul Național de Sărituri în apă, locul 1 național. Mătăsaru Deodora, Campionatul Național de Sărituri în apă, locul 1 național. Traiu Matei, Campionatul Național de Sărituri în apă, locul 1 național. Iacob Georgiana, Campionatul Național de Sărituri în apă, locul 1 național. Și antrenorii, Neagu Mihaela Luminița, pentru cea mai valoroasă performanță realizată în 2022, locul 1 național. Și domnul Gabriliu Adrian. Abia așteptam să încerc scenele cu ei. Locul 1, imediat. Nu, stai în stânga. Șufariu Arișoara, antrenor pentru performanța cea mai valoroasă realizată în 2022, locul 1 național. Gherase Clara Elena, antrenor, locul 1 național pentru cea mai valoroasă performanță realizată în 2022. Deci, încă o dată vă felicit. Felicitări, Adrian. Fac o mențiune. Adrian este și consilier județean și, deși este legal, dânsul a refuzat premiul, a acceptat diploma. Felicitări, Adrian. Felicitări și tuturor. Felicitări. Felicitări celor premiați și invit în scenă pe domnul prefect Lucian Bogdaner împreună cu Silviu Bravăț pentru a acorda premiile pentru sportivii legitimați la Sportul Municipal Bacău, secțiile Xboxing, Judo, Altere și Tenis. Bună ziua, Dijon! Sportul Municipal Bacău, secția Xboxing, Judo, Altere și Tenis. Mătorcat Radu, Cupa României, la Importa, Sportului Național. Cobarul Cristian, Cupa României, la Importa, Sportului Național. Cătătușul Marco, Cupa României, la Importa, Sportului Național.
Japonul tenis, Cupa României la contact, locul 2 național. Isai Cosmin, Cupa României la contact, locul 3 național. Stanciu Claudiu, campionat național K1, locul 2 național. Ceuraș Denis, campionatul național Tatami, locul 3 național. Ceuraș Dani, campionatul național Tatami, locul 2 național. Și domnul antrenor Gabriel Fântânașu pentru performanța cea mai valoroasă realizată în 2022, locul 3 național. Felicitări! Felicitări! Judo, secția judo, Cocioarbă Ioana, campionatul național de judo, locul 3 național. Coșorteanu Isidora, campionatul național judo, under 12, locul 3 național. Coșorteanu Ioana, campionatul național judo, under 12, locul 3 național. Ciobanu Ștepan, campionatul național under 13, locul 3 național. Veria Ștepan, turneu internațional de judo Aurel Tempeanu Focșan 2022, locul 2 internațional. Niță David, competiția internațională judo fără bariere, locul 2 internațional. Vasile Delia, campionatul național de judo, locul 2 național. Felic Luca, competiția internațională de judo fără bariere, locul 3 internațional. Și domnul Constantin Manole, antrenor, pentru performanța cea mai valoroasă realizată în competiții, locul 3 național. Și doamna Paula Maria Diaconescu, pentru performanța cea mai valoroasă realizat în 2022, locul 2 internațional. Felicitări! Felicitări! Secția Hartele. Munteanu Mihai, campionatul național de tineret Dorești, locul 2 național. Bordoc Maria, campionatul național junior under 17, locul 3 național. Bordoc Alexandru, campionatul național de junior under 15, locul 3 național. Ciobanu Andrei, campionatul național senior Botoșan, locul 3 național. Felicitări! Și ultimii, dar nu cei din urmă, secția tenis, un sport drag sufletului meu, Ignat Dragoș Constantin, portic, SCB, campionatul național senior, locul 3 național. Și antrenorul său, prietenul meu Ștefan Eugen Lupeș, pentru performanța cea mai valoroasă realizată în 2022, locul 3 național. Pentru Rusă. Așa o să le vorăm cu tăpărtivă. Din nou, domnul președinte, vă așteptăm în scenă, domnul Valentin Ivancea, împreună cu consilierul județean Pravăț Silviu, pentru a acorda premiile pentru sportivii legitimați la Club Sportiv Școlar Bacău. Vă mulțumesc tare mult pentru răbdare, primul rând. E foarte simplu să știți că cei care nu vă putem victori, să nu aveți nicio supărare că oarecum ați rezistat până acum. Vă mulțumesc și îmi cer scuze dacă a fost un disconfort pentru dumneavoastră.
Am să invit pe scenă Pintelescu Bianca Arerac, Petrușor Ioana Alesia, Urlacul Ioana Ardaria, Platon Elena, Săndulache Denisa Elena, Condurache Mara Ioana, Cum Maria Izabela, Cuiu Roberta Andreea, Danila Medea, Gabor Patricia Elena, Mihaila Darea Ioana. Bucurei Codrina Maria, Aritor Ioana Gabriela, Tite Iulia Ștefana, Ciucă Tiana Maria, Postulache Ana Maria Alesia, Cancel Sara Teodora, Georgescu Estela Alexia, Concursul Marius Antrenor și Vântul Elena Georgiana Antrenor, locul 3 național. Mulțumesc frumos! Felicitări și mulțumim! Invit în scenă consilierul județean Egarmin Ana Maria și Poșa Diana pentru a acorda premiile pentru sportivii legitimați la Asociația Club Sportiv Saga Bacău, secția Tir cu Arcul. Bună seara, chiar dacă este pe final și au mai mai toate puțin în sală. Și eu doresc să felicit performanța atât de la nivelul municipiului, cât și de la nivelul județului. Felicitările performerilor noștri, antrenorilor lor, dascălilor lor și în ultimul rând părinților, domnilor lor. Felicitări, domnul președinte, dragi colegi, consilieri județeni, pentru toate proiectele ce ne-am avut. Pentru, în primul rând, pentru acest proiect, care este extraordinar, inedit, sumele au fost inedite. Astfel, felicitări, să vă dau bine tuturor, în sumă familiilor și dau un curs premierii continuare. Astfel, invit în scenă următorii sportivi, Rusu Bianca Petruza, Rezultate tineret București 2022, locul 3 internațional. Spulver Oana Raluca, Cupa Primăverii București 2022, locul 2 național. Ivu Plargianina, Iustina. Felicitări pentru performanța cea mai valoroasă realizată de elevii în competiții naționale și internaționale 2022, locul 2 european. Vlad Marius Mihai, locul 2 european. Felicitări, domnul primar. Am revenit la sportul de tot. De acolo, Arimona Ecuna. Dragomir Bianca Ioana. Oprea Nicoleta Simona.
Oprea Andreea Denisa, cojocarul Grafian, Zodian Maria Caterina, Ursei Petruț, Nikita Gabriel Andrei, Fodor Sergiu Neculai, Pușcașul Sergiu Alexandru, Ivan Costel, Găină Ionela Georgiana, Zodian Daniel, Adochitei Mărioara, Zodian Vasile Sorină. Diabona Limona, locul 1 internațional, Dragomir Bianca, locul 3 internațional, Oprea Nicoleta Simona, locul 1 internațional, Oprea Andreea Denisa, locul 1 internațional, Cojocaru Grafian, locul 1 național, Zodian Maria Caterina, locul 2 internațional, Ursei Petruț, locul 1 național, Nikita Andrei Gabriel, locul 3 național, Fodor Sergiu Neculai, locul 1 național, Pușcaș Sergiu Alexandru, locul 1 național, Ivan Costel, locul 1 național, Găina Ionela Georgiana, locul 1 național, Zodian Daniel, locul 1 internațional, Adochiței Mărioara, locul 1 național, Zodian Vasile Sorinel, locul 1 național. Felicitări tuturor! Mulțumim! Mulțumim că ați fost alături de noi și felicitări tuturor ce astăzi au urcat pe scenă. Mulțumim și Consiliului Județean Bacău pentru această inițiativă. Vă urăm sărbători cu bine, sărbători cu toți cei dragi la masă și să dea bunul Dumnezeu să ne întâlnim și la anul, la fel de mulți, poate chiar mai mulți, la această premieră. Sărbători frumoase vă urăm și mulțumim! Felicitări din nou!